Sanctus, 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 Dominus Deus. Iubiți credincioși, dragi ascultători, ființa umană este o creatură, am zice noi, dependentă, care are nevoie să trăiască pentru ceva sau pentru cineva. Așa a fost gândită, să se relaționeze, să se bazeze pe ceva. Toți avem un scop în viață, iar dacă scopul nostru nu este Dumnezeu, atunci cu siguranță că El va fi fie succesul, fie cariera, va fi o realizare profesională sau cine știe ce alt lucru. Liturgia cuvântului de astăzi ne amintește că omul are toate motivele să-L aibă pe Dumnezeu în centrul vieții sale. Pe acel Dumnezeu care nu-L poate abandona niciodată. Și chiar dacă o femeie ar uita de copilul pe care îl alăptează, El, în schimb, nu poate uita de noi. Am repetat împreună cu psalmistul, numai Dumnezeu este speranța noastră. Numai în Dumnezeu își află odihnă sufletele noastre. El este stânca și mântuirea noastră. Problema este însă, dacă noi ne-am fixat deja acest țel, dacă trăim pentru acest scop înalt, ne găsim sprijin în Dumnezeu și în ceea ce nu ne dezamăgește? Iisus spune cu multă claritate și ne avertizează, nu puteți sluji la doi stăpâni, și lui Dumnezeu și mamonei. Adică nu-L puteți iubi în același timp și pe Dumnezeu și banul. Nu găsim în Evanghelie o condamnare mai categorică și mai explicită decât aceasta. Iisus nu lasă niciun dubiu și nicio posibilitate de a găsi alte interpretări. Ne pune în față alternativa. Ori Dumnezeu, ori bogățiile. Nu există varianta și una și alta, ci doar ori una, ori alta. Tot din Evanghelie constatăm cum Iisus revine frecvent asupra acestei probleme. Vai vouă, bogaților, v-ați luat deja răsplata. Sau, nu vă strângeți comori pe pământ, unde molia și rugina le consumă și unde hoțile tâlhăresc. Adunați-vă comori în ceruri. Să nu încercăm să atenuăm gravitatea cuvintelor Scripturii, ci mai degrabă să ne lăsăm luminați și provocați de aceste cuvinte, pentru a ne deschide față de ele și să pornim pe drumul convertirii. Dar poate ne întrebăm, de ce această condamnare categorică a bogățiilor? Răspunsul vine imediat. Pentru că Evanghelia privește ziua de astăzi în lumina celei de după, când întărește viața pământească în lumina vieții veșnice. Suntem oaspeți și călători pe acest pământ, ne amintește Scriptura. Din păcate, de cele mai multe ori dăm de înțeles că nu suntem doar pelerini în această lume, ci locuim aici, cu domiciliul stabil, și atunci căutăm siguranțele pe care ni le poate oferi lumea aceasta. Ne amăgim că trăim în funcție de cât avem. Ba mai mult, chiar credem că valorăm pentru ceea ce avem și nu pentru ceea ce suntem. Cu siguranță
că e mai folositor și mai înțelept să aduni bogății care vor valora în fața lui Dumnezeu și după moarte, decât să cauți plăcerile și momentele de satisfacție trecătoare pe acest pământ. Evanghelia pornește de la această logică și ne propune înțelepciunea sa. Nu vă îngrijorați pentru viața voastră. Priviți păsările cerului. Observați cum cresc crinii de pe câmp. Așadar, dacă Dumnezeu îmbracă astfel iarba de pe câmp, care astăzi este și mâine se aruncă în cuptor, cu cât mai mult pe voi, oameni cu puțină credință. Credința în Dumnezeu aduce pace în inimă, eliberând-o de neliniști și de frici. Doar cine primește Evanghelia devine liber de toate acestea. Numai când ai ales cu adevărat pe Dumnezeu ca partea ta de moștenire și ți-ai construit casa pe stânca cuvântului său, inima ta va trăi și va rămâne în pace. Dar astăzi asistăm la spectacolul unei lumi nervoase, agitate și nemulțumite, mereu într-o goană nebună pentru a acapara bunăstare și avuții, chiar cu prețul de a-și sacrifica viața. Este mentalitatea care caracterizează generația lumii de astăzi, rodul unui materialism agresiv, larg răspândit, care ușor-ușor nu face altceva decât să-l priveze pe om de adevăratele bogății și să-l lase cu un gust amar în suflet. Putem dobândi bunăstare, dar atât de ușor se poate pierde esențialul. Cu mulți ani în urmă, marele Gandhi spunea: sunt convins că astăzi Europa nu reprezintă nici spiritul lui Dumnezeu și nici creștinismul, ci spiritul satanei. Europa este creștină doar cu numele, în realitate ea se închină banului. În 1952, când s-a dus la Oslo pentru a-și ridica premiul Nobel pentru pace, Albert Schweitzer spunea: cu progresul credeați că veți crea un superom, în schimb am în fața mea un sărman om. Progresul pretindea să rezolve toate problemele existenței noastre, în schimb ne-a făcut mai neoameni. O tristă afirmație și o dureroasă profeție. Revin cuvintele lui Iisus: nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, și lui Dumnezeu și banului. Alegând banul ca scop al vieții, nu numai că se poate pierde pe Dumnezeu, dar se poate pierde și adevăratul sens al vieții, care este în mod inevitabil legat de Dumnezeu. Și rătăcind calea vieții, se pierde și pacea și liniștea sufletească. Iubiți credincioși, dragi ascultători, vinerea viitoare celebrăm sărbătoarea Preasfintei Inimi a lui Iisus. Se știe că de această sărbătoare este legată și Ziua Mondială de Rugăciune pentru Sfințirea Preoților. În scrisoarea adresată cu această ocazie tuturor preoților, prefectul Congregației pentru Cler, cardinalul Claudio Humeș, îi invită pe toți păstorii să-și îndrepte privirea plină de iubire spre Hristos, unicul mântuitor al existenței noastre și al lumii întregi. Ce înseamnă acest lucru pentru noi, dacă nu realegerea lui Hristos ca singurul nostru ideal și supremul bine?
Se știe că astăzi preotul se confruntă cu multe dificultăți. De aceea reținem îndemnul congregației de a da prioritate rugăciunii înaintea acțiunii, deoarece toate realizările noastre au valoare dacă sunt unite cu rugăciunea. Un accent deosebit se pune pe radicalitate. Radicalitate în trăirea vieții sacerdotale. Radicalitate pentru a rămâne fideli vocației noastre. Rămâne un punct central al scrisorii îndemnul de a celebra și a trăi Euharistia, nu atât pentru a împlini o datorie pastorală, ci ca o necesitate personală, având nevoie de Euharistie ca de respirație, ca de lumină pentru viața noastră preoțească, ea fiind singura rațiune care justifică existența noastră preoțească. Și cum nimeni nu poate mânca această carne fără ca mai întâi să o adore, după cuvintele Sfântului Augustin, am păcătuit dacă n-am adora-o, referință fiind evidentă la datoria noastră de a ne lăsa priviți și renăscuți de Hristos în adorația zilnică. Iar aici, Sfânta Fecioara Maria, mama preotului veșnic, femeia euharistică, fiind sub crucea Fiului ei, ne este modelul cel mai semnificativ de contemplație și de adorație. Aș aminti, de asemenea, un citat din Sfântul Pius al X-lea, care spunea că orice vocație preoțească vine din inima lui Dumnezeu, dar trece prin inima unei mame. Făcând referință în cele din urmă la o formă de maternitate spirituală care dintotdeauna a însoțit în mod tainic șirul vocațiilor preoțești. În concret, e vorba de a încredința ministerul nostru preoțesc unui suflet consacrat, care fiind chemat de Hristos să se ofere pe sine suferințele și greutățile vieții pentru a mijloci în folosul existenței și activității noastre preoțești. De aceea, pentru toți cei care înțeleg sau măcar intuiesc importanța ministerului nostru, dificultățile apostolatului, precum și fragilitatea vasului în care păstrăm această comoară, vă adresez tuturor rugămintea de a nu uita niciodată în rugăciunile dumneavoastră pe păstorii sufletești. Și în încheiere reiau câteva versuri din rugăciunea scrisorii pe care o recit în numele dumneavoastră. Doamne Iisuse, prezent în preasfântul sacrament, care ai voit să rămâi mereu printre noi, prin intermediul preoților tăi, fă ca cuvintele lor să fie mereu ale tale, faptele lor să fie faptele tale, și însăși viața lor să fie un reflex al vieții tale. Fă, Doamne, ca ei să fie acei oameni care îi vorbesc lui Dumnezeu despre oameni și oamenilor despre Dumnezeu. Să nu se teamă de datoria de a sluji, servind biserica în modul în care ea are nevoie să fie slujită. Să fie fideli datoriilor lor și să trăiască în bucurie pentru darul pe care l-au primit. Acestea le cerem prin Maica ta preasfântă, ea care a fost prezentă în viața ta, să fie mereu prezentă și în viața preoților tăi. Amin.
Domini, o sanctus.